Anunțul așteptat de mii de părinți, profesori și elevi a fost făcut public. Mai marii statului au discutat și au pus pe foaie situația epidemiologică în care România se află și au decis deschiderea școlilor pe 8 februarie. În consecință, în unanimitate, am decis următoarele lucruri. Începând de luni, când începe semestrul 2, majoritatea copiilor merg fizic la școală. Primul om în stat, Klaus Iohannis, a prezentat condițiile în care cele trei scenarii, roșu, galben și verde, vor fi aplicate în fiecare localitate. Astfel, în funcție de rata de incidență dintr-o localitate, se va aplica și scenariul corespunzător. În localitățile în care sunt puține cazuri de COVID-19, în așa numitul scenariu verde, toți copiii merg fizic la școală. Și grădiniță, și ciclu primar, gimnaziu și liceul. În localitățile în care sunt ceva mai multe cazuri, așa numitul scenariu galben, acolo copiii de grădiniță merg fizic la grădiniță, clasele 1-4 merg la școală și din ciclul secundar merg doar copiii din clasa 8-a fizic la școală, fiindcă ei se pregătesc de examen, iar din liceu merg copiii din, sau tinerii deja, din clasa 12-a care se pregătesc de bacalaureat. În localitățile unde, din păcate, sunt destul de multe cazuri care sunt în așa numitul scenariu roșu, merg fizic doar copiii la grădiniță și clasele 1-4 la școală, restul făcând școala online. Din județul Botoșan, nu toți elevii se vor întoarce în bănci pe 8 februarie. De exemplu, cei din localitatea Havârna vor face școală online, deoarece acolo este instituită carantină în contextul creșterii ratei de incidență la 10,23 la 1000 de locuitori. În Corni se va aplica scenariul roșu, adică vor merge la școală doar preșcolari și cei din învățământul primar. Acolo rata de incidență este de 3,49. Scenariul galben, care înseamnă că vor merge fizic la școală preșcolarii, elevii claselor primare și elevii claselor terminale, se va aplica în municipiul Botoșani, Dorohoi, în orașul Săveni, în comunele Bălușeni, Coșula, Curtești, Hănești, Mihai Minescu, Nicșeni, Rădăuți-Prut, Știubieni, Suharou și Viișoara. În orașele Bucecea, Flămânzi și Ștefănești și în celelalte comune se va aplica scenariul verde, ceea ce înseamnă că toți elevii vor fi la școală de luni. Școala se începe, așa cum am auzit declarațiile factelor decidenți la nivel central, școala va începe de pe 8 februarie. Sigur, încadrate în anumite scenarii, galben, verde sau roșu, depinde de incidența la 1000 de locuitori pe fiecare OAT în parte. Din ce am făcut noi o simulare pe incidența care avem, să zicem, astăzi la nivelul județului Botoșani, avem, din păcate, localitatea Havârna, care este în carantină și copiii vor continua activitatea online, deci toată școala din Havârna va merge în continuare pe online. Mai avem o localitate care e depășită ca și prag de 3 la 1000, localitatea comuna Corni, în care vom vedea în funcție de evoluția, de dinamica incidenței, ce decizie se va lua acolo, mai normal acum este pe scenariul roșu, iar celelalte sunt pe scenarii verde sau galbene în funcție de incidență. Cei mai mulți copilași sunt foarte bucuroși că vor reveni la școală de luni, în special pentru că orele online au fost de groază pentru ei, lecțiile au fost mai greu de priceput, iar internetul se mai întrerupea. Aș putea să spun că da. În ce clasă ești? A 8-a. Și cum a fost toată această perioadă de școală online pentru tine? A fost complicat, dar cred că o să putem să trecem peste și să ne descurcăm la examene. De ce zici că a fost complicat? Pentru că nu prea am înțeles la orele online. Ești fericită că încep școala de luni? Așa. Mi se puțin frică. De ce să-ți fii? Și școala online pentru tine cum a fost? Așa. Cum adică așa? Adică câteodată n-am mai avut internet și mi-era cam greu. Da, foarte, foarte bucuroasă. În ce clasă ești? În a patra. Și cum au fost orele online pentru tine? Cam urât, pentru că toți colegii cam cu camerele închise, unii cu camerele deschise. Și profesorii nu vă ziceau să le deschideți sau cum a fost? Da, spuneau foarte mult, deschideți-vă camerele, deschideți-le. Eu, normal cu camera deschisă, că altfel
mama nu era prea fericită. În unitățile de învățământ din județul Botoșani încă se fac pregătiri pentru asigurarea stocului de măști și dezinfectanți. Vineri se vor întruni reprezentanții Comitetului Județean pentru situații de urgență. Da, în școală se fac pregătiri, s-au făcut și în această săptămână, se asigură stocuri de materiale de dezinfecție, de măști, se asigură acele circuite. Mare parte directorii și angajații din școli știu despre ce este vorba, pentru că în acel sens ne-am pregătit și în luna septembrie, pentru începerea școlii. Vom vedea, probabil vineri se va întâlni și Comitetul Județean pentru situații de urgență după ce apare ordinul comun semnat între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății și se va lua o decizie pe fiecare OAT în parte, în funcție de evoluția ratei de incidență la nivel de OAT. Această statistică se poate schimba până luni, dacă rata de infectare dintr-o localitate crește sau scade.